pastoara Molis. S-a trecat la... Κάθαρση. Οπ, σεισμός. Γίνεται σεισμός. Ναι. Και έντονος σεισμός. Και καλός σεισμός. Un seism puternic a zguduit centrul Greciei astăzi la prânz. Experții greci spun că magnitudinea a fost 6, în timp ce Agenția Americană de Seismologie îl clasifică la 6,3 chiar. Cert e că mișcarea telurică s-a resimțit puternic pentru că s-a produs aproape de suprafață la 10 km adâncime. Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, unele puternice. Undele de șoc s-au resimțit intens în capitala Elenă și în vestul Greciei, dar și în țările vecine. Oamenii au ieșit speriați pe străzi de frica unor replici, ați văzut imaginile mai devreme. Colegul meu, Andrei Negusie, urmărește această situație. Andrei, ce s-a mai întâmplat între timp? Așa cum spuneai, au fost mai multe replici de mare putere. De altfel, experții au avertizat că din moment ce cutremurul inițial a avut loc atât de aproape de suprafață, la doar 10 km adâncime, va urma o activitate destul de intensă pentru perioada următoare. Cea mai puternică dintre replici, 5,3, s-a produs chiar mai aproape de suprafață, la doar 7 km de suprafață de aici, și intensitatea cu care au simțit localnicii mișcarea telurică. Există informații despre o persoană în vârstă scoasă din ruinele unei case în apropierea epicentrului. Soția sa, tot în vârstă, a reușit să iasă singură și a alertat poliția. Deocamdată, evident, autoritățile elene încearcă să facă un bilanț al eventualelor victime, dar nu există informații despre ele în acest moment. Este clar că în zona epicentrului, poate în zona rurală unde sunt clădiri mai vechi și mai puțin consolidate, să existe mai multe pagube cu porțiuni de clădiri afectate, zidărie căzută. Școlile au fost evacuate preventiv în tot centrul Greciei, copiii au fost trimiși acasă. Într-adevăr, seismul s-a resimțit nu doar în Grecia, ci și în țările vecine, Albania, Macedonia, Muntenegru, Croația, oarecum urmând o linie de-a lungul Mării Adriatice până în nord, spre nordul Croației, dar s-a resimțit și de cealaltă parte a Mării Adriatice în Italia. Cel mai puternic cutremur, ultimul mare cutremur din Grecia, a avut loc în octombrie. El a fost mai puternic decât cel de acum, a avut magnitudine 7. S-a produs în Marea Egee și a provocat și un tsunami ale cărui efecte s-au resimțit și în insulele grecești și în vestul Turciei. Continuare ce se întâmplă în Grecia.